Soțul meu m-a lăsat pentru o femeie mai tânără. Sunt Carmen și aceasta este povestea mea. Întotdeauna mi-am dat silința să fiu o soție bună pentru soțul meu. Am făcut totul așa cum își dorea el. Eram căsătoriți de 20 de ani, iar soțul meu avea 3 copii minunați dintr-o relație anterioară pe care îi iubeam de parcă ar fi fost ai mei. Familia mea era viața mea și mă dedicam ei în totalitate. Păstram totul în ordine, le pregăteam mâncarea și făceam totul pentru ei, astfel încât să le ușurez viața. Soțul meu muncea foarte mult, așa că nu l-am întrerupt niciodată când lucra. Nu i-am dat niciodată motive de îngrijorare, dar într-o zi am văzut ceva ce mi-a frânt inima. Pe una dintre cămășile sale albe pe care le purta la muncă, erau urme de ruj. Am simțit că întreaga mea lume se prăbușește peste mine. Soțul meu avea o aventură. Toate eforturile mele de a fi o soție bună au fost în zadar. Din acea zi în care am găsit urmele de ruj pe cămașa soțului meu, am petrecut mai mult timp căutând informații și încercând să aflu totul despre acea femeie. Era foarte tânără și frumoasă. De când umbla cu ea, soțului meu nu îi mai păsa de nimic altceva. Mă simțeam tratată de parcă nu mai avea nevoie de mine în viața sa. Eram doar o mamă pentru copiii săi. Atât. Chiar dacă aflasem de aventura sa, nu l-am părăsit. Credeam că este o greșeală, ceva temporar, și că totul va trece și va reveni curând la normal. Dar m-am înșelat amarnic. Într-o zi, soțul meu a venit acasă cu acea femeie. Mi-a cerut să plec din casă și mi-a spus: "Te rog să pleci din casa asta. Nu vreau să te mai văd aici." Am început să plâng și i-am spus: "Sunt soția ta. Te rog să nu îmi faci una ca asta." Dar soțul meu s-a enervat și a început să țipe la mine și să-mi spună: "Nu te mai suport. Viața mea a devenit un coșmar după ce m-am căsătorit cu tine. Am terminat-o cu tine." L-am rugat din toată inima mea pe soțul meu să se răzgândească, dar era foarte decis. Mi-a spus: "Arăți groaznic și ai îmbătrânit foarte tare. Nici măcar nu mai suport să mă uit la tine și la fața ta." Soțul meu și-a păstrat decizia, iar eu am decis să plec. Tremuram din toate încheieturile și nu știam unde o să mă duc și ce o să fac. Soțul meu și noua sa iubită păreau fericiți. Dar apoi s-a întâmplat ceva. Seara acea femeie i-a dat ceva care l-a făcut să adoarmă, iar când a adormit, a luat telefonul și l-a sunat pe iubitul său, căruia i-a spus: "Poți să vii că a adormit. Știu unde ține toate bunurile și banii." După ce iubitul ei a venit, au luat totul și au plecat. A doua zi când s-a trezit, avea o durere de cap puternică. A căutat-o pe noua sa iubită în toată casa, dar era de negăsit. Și-a dat seama că a fost înșelat și lăsat falit. Nu îi venea să creadă ce greșeală făcuse. M-a sunat și și-a cerut scuze, spunându-mi: "Bună, draga mea, îmi pare rău pentru tot ceea ce am făcut. Am făcut o mare greșeală când te-am părăsit. Te rog să te întorci la mine." I-am spus soțului meu: "Te rog să nu mă mai suni niciodată. Mi-am petrecut 20 de ani din viață să te îngrijesc pe tine și pe copiii tăi, dar nu am fost niciodată apreciată. Să ai o viață frumoasă și să ai grijă de copii." L-am blocat. Mi-am găsit un loc de muncă și în scurt timp viața mea a revenit la normal. Sunt fericită acum, iar viața mea este completă. Morala poveștii: nu îți bate joc de un om care te iubește cu adevărat și care face totul pentru a-ți fi ție bine, pentru că va veni o zi când îl vei pierde și nu îl vei mai putea face niciodată să se răzgândească și să se întoarcă la tine. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.